Plânsul la sugar este un mijloc de comunicare. Când plânge, sugarul îi anunță că are un disconfort. De aceea, părintele trebuie să încerce să vadă care este acesta. Prima cauză a plânsului este foame. În primele săptămâni de viață, agitația sugarului este determinată de cele mai multe ori de colici, care se manifestă prin plâns accentuat, agitație și flectarea membrelor inferioare pe abdomen, uneori de eliminarea de gaze. Va trebui să-i schimbăm poziția, să-l masăm ușor pe abdomen în sensul acelor de ceasornic, să-l culcăm cu mâna pe burtică în palma noastră, să-i administrăm ceai, să-l luăm în brațe, să-l legănăm, să încercăm diferite metode de a liniști. Frecvent, mama confundă plânsul cauzat de colici cu foamea. Sugarul se calmează de fiecare dată când suge ceva. Atunci când este pus la sân, suge, se liniștește, dar în același timp înghite și lapte. Durerile abdominale se accentuează prin supraalimentație și astfel apare un cerc vicios. În acest moment apar și multe scaune de consistență scăzute, scaune numite scaune de supraalimentație. Aceste scaune și creșterea exagerată în greutate sunt relevante. Ce trebuie să facem? Întrerupem alimentația câteva ore, administrăm mucilajul de orez în loc de lapte, iar mai târziu, înainte de fiecare suc, administrăm câteva lingurițe de mucilajul de orez. Un alt motiv de agitație este scutecul murdar. Bineînțeles, sugarul va fi schimbat. Eritemul fesier, adică iritația regiunii fesiere, este un alt motiv de agitație. Pentru a preveni, trebuie să utilizăm creme protectoare. Uneori sugarului este sete, mai ales în anotimpurile calde. Va trebui să încercăm să-i administrăm apă sau ceai, atât cât dorește.